investe acolo. Ce, ce părere ai despre noul investitor care a venit în forță, Dan Șucu? Vine din business, e un om foarte calculat. Uh-huh. Normal că am avut întâlniri cu... Am tot promis că o să merg la Meșcu rapid. Până la urmă îl iau pe Grindeanu și mergem. Se pare că are cu FCSB-ul acum. Da. De curând. Da. Mergi, că... nu? Te duci, nu? Păi e duminica viitoare. E duminica acum. Ieri la 3-0 eu nu m-am mai uitat la meci. Am înțeles că s-a terminat 5-0. Da, exact. Deci... vine din business. Vine pe alte principii. Da. Vezi, o să aibă cu totul și cu totul alt management față de Gigi Becali. Da. Va fi o luptă de idei și va de sisteme. Va fi o luptă de organizare. Da. Și de cum văd lucrurile. Uh-huh. E total diferit. Uh-huh. Un om foarte perseverent. Uh-huh. Are un competitor, Gigi Becali, în acest moment în fotbalul românesc, ceea ce ca și manager. Da. Ceea ce... Bine, mai sunt patroni buni. Neluțu Varga, care a luat 5 titluri și... Neluțu Varga e cel mai galonat, să ne înțelegem. CFR-ul a luat 5 titluri. Da. Neluțu Varga, Rotaru, care e la Craiova. Sunt destui. Da, cred că aici va fi zona lupta de performanță aici, până își va găsi și Dinamo. Dar își găsește. Dinamo încet, încet își va găsi. Da, e... Cea mai mare bucurie a mea a fost când a căzut iar Dinamo. Fiindcă că n-a dacă, căzut? Da. Dacă cădeau, nu se mai ridică. Uh-huh. Acum se vede deja că au potențiune și așa mai departe. Ce face omul? Am vorbit despre sport, despre performanță. Nu poate să existe sport și performanță la nivelul naționalei Olandei. La nivelul naționalei Marii Britanii. Dacă n-ai o economie puternică. Franța are o economie puternică. Toată Europa are anumite probleme acum. Această performanță vine, în primul rând, dintr-un economic foarte puternic. Asta am și zis cu Gigi Becali și cu Șucu. Nu dai observația ta este extrem de pertinentă. Sunt două lucruri. Cum a făcut Gigi Becali banii, cum îi face Șucu. Șucu. Două sisteme total diferite. Da, da, da? Da. Oamenii vor mai mult. S-au săturat să aștepte. Uh-huh. Sau generații de sacrificiu. Acum eu sunt tăbărit cel mai rău cu asta, cu deficitul. Da, a devenit o problemă. Dom'le, nimeni mai poate trăi problema asta cu deficitul. Franța are la fel deficit. Marea Britanie la fel. Datorii publice au de 150%. Și Spania, și toată lumea. Vorbeam cu Pedro Sanchez, zic, am problema asta, zic, uite, sunt acolo la 50% cu datoria publică. Stai liniștit că eu am 135. Zic, mai ai până la mine. Dar deodată am devenit cu de... Nu, oamenii vor acum. Acum vor spitale, acum vor infrastructură, pentru că dacă nu le facem, acum vor investiții în sport, investiții în stadion. Am așteptat 30 de ani, prea mult. Ei le vor acum. Culmea, când din bani europeni, PNRR, exerciții financiare, buget de stat, acum putem să le facem. Că dacă nu le-ai făcut până în 2026, ai pierdut bani. Da. Acum e exact, sunt cei 2 ani de dezvoltare, ai și proiecte mature, le-ai începute, de asta se termină și cu autostrada Moldovei. 30 și ceva de ani mințim pe oamenii ăia că o să aibă autostradă. Normal că au plecat. Și uite că ați reușit să mișcați lucrurile. Normal că nu e niciun... Mare lucru. Niciun investitor nu vine să investească dacă n-are competitivitate venită din transport. Deci costurile mai mari. E o concurență mare în toată Europa acum. Măi, oamenii vor mai mult